Pentru toți cei interesați să își testeze sănătatea plămânilor în noiembrie, cu ocazia Zilei Mondiale a BPOC, numai puțin de 64 de medici din peste 30 de orașe oferă spirometrii gratuite. Această analiză reprezintă investigația cea mai importantă pentru a identifica bronhopneumopatia obstructivă cronică. Se face simplu și rapid, iar rezultatele se dau pe loc. Argumentele pentru lansarea din anul 2002 a acestor campanii de sensibilizare împotriva BPOC-ului sunt legate de faptul că peste 4% din populația globului este afectată de această boală. E adevărat, 90% dintre aceste persoane fiind în țările în curs de dezvoltare sau mai puțin dezvoltate. Boala se situează pe locul 4 ca mortalitate pe plan mondial. Riscul bolii crește în paralel cu numărul de țigări fumate în fiecare zi și cu numărul de ani de fumat. De asemenea, infecțiile virale, gripale, paragripale, dar și bacteriene și micotice favorizează acutizările bolii. Anual, în România se înregistrează peste 80.000 de internări pentru exacerbările BPOC cu costurile aferente. Campania pentru depistarea BPOC se va desfășura în perioada 4-30 noiembrie 2013 în numeroase clinici și spitale de stat, printre care și în municipiul Medgidia, în cadrul cabinetului medicului pneumolog Mihaela Trenchea.